Slăvit să fie Domnul! Față de prietenul meu, Mihai, care m-a invitat, dar și față de dumneavoastră, eu mi-am făcut partea. L-am invitat pe fratele Ștefan, care e prieten cu mine, și dacă el a predicat frumos, am și eu meritul meu, că l-am chemat la dumneavoastră. Nu vă mai sunt dator! Am negociat aici cu fratele Petrică, el spunea să predic mai mult, eu nu vreau să predic așa de mult. Slujba de binecuvântare e foarte importantă. Că binecuvântarea e un lucru mare. De aceea toate detaliile sunt importante, toate amănuntele de la o slujbă sunt foarte importante. Și cântarea, și predica, și rugăciunea. Dar eu cred că cel mai important lucru și cel mai mult doresc ca în seara aceasta însăși Domnul Iisus să ia copiii în brațe și să-i binecuvinteze. Doamne ajută-ne în aceasta! El s-a angajat, s-a oferit, El s-a oferit. El spunea, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor săi și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. S-a angajat. Știți, în lucrările astea de administrație publică, să fac licitații, negocieri, să deschide un caiet de sarcini și ăla care își oferă serviciile trebuie să prezinte cât e de potent, cât e de puternic, că dacă s-ar face, dar nu cred că se face o autostradă de aici, de la Vico până la Timișoara, eu nu mă pot prezenta cu un târnăcop și cu o robă, nu? Nu mă primește nimeni acolo, cine ești, măi? Trebuie să fii puternic. Acum cineva s-a oferit că dă binecuvântarea. Și m-am uitat la acest cineva. Poate să dea binecuvântarea? Cel care s-a oferit că binecuvintează, îi Dumnezeu. Ce credeți? Poate Dumnezeu să binecuvinteze? Și mă rog să o facă în seara asta. Amin? El are mai multe nume în Scriptură. Dar odată Iacov sta de vorbă cu băietul său, cu Iosif, în Geneza 48, cu versetul 3 și spunea așa, Domnul cel atotputernic mi s-a arătat la lungi și m-a binecuvântat. Știți că are unul din numele lui Dumnezeu? Domnul cel atotputernic. Toată puterea din universul ăsta e concentrată în mâna lui Dumnezeu. Bine, el a făcut un transfer când a venit Domnul Matei 28 și a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și apoi Domnul ne spunea la cel de la bivolărie, spunea, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Eu cred că Domnul are putere să binecuvinteze. De aceea îl rog smerit. Doamne, binecuvintează copilașii aceștia. Doamne, binecuvintează mamele acestea. Binecuvintează tațe și binecuvintează adunarea. Știți, în Matei 19 cu cât cu 26, Domnul vorbea cu ucenicii și spunea, ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Îl rugăm să dea binecuvântare. Știți, în cartea Geneza, acolo stau de vorbă trei oameni odată cu Avraam. Unul continuă să stă de vorbă cu Avraam, doi se duc înspre Sodoma să vadă ce se întâmplă acolo. Și îi spune, la anul pe vremea asta, în capitolul 18, Sara va rămâne însărcinată, va naște un copil, ea râde în dosul cortului. Și versetul 14, îngerul îi spune, nimic nu este prea greu la Domnul. Hai, vă provoc în seara asta, căutați un lucru bun care e prea greu pentru Domnul. Este o boală prea grea să nu o poată vindeca Domnul? Este? Nu este, că nu-i nimic prea greu. Este unul prea sărac să nu-i poată da Domnul bucata de pâine? Nu este. Este unul prea păcătos, prea vinovat să nu-l poată ierta sângele Domnului? Nu este. Nimic nu-i prea greu la Domnul, că Domnul are putere. Și El s-a oferit să binecuvinteze. Și mă rog încă o dată, Doamne, binecuvintează. Dacă am
Vorbirea binecuvântare a rostită, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Dacă vorbim de ocrotirea lui Dumnezeu pe diagrama asta numită timp, ea este pentru noi o permanență. Isaia 27:3, eu o păzesc în fiecare clipă. Am observat mame, care mamă nu-și păzește copilul? Care mamă nu are grijă de copil? Și totuși, o clipă de neatenție. Odată spunea cineva, mergeam cu copilul la școală, frate Dragoș, îl țineam de mână, s-o smurs de mâna mea și s-o lovit într-o mașină. Și îl țineam strâns, o clipă de neatenție. Ei, care mamă îngrijește de un copil, stă noaptea, veghează asupra lui și adorme câteodată. Și adorme și se întâmplă ce nu trebuie să se întâmple. Dar în Psalmul 121 spunea, cel ce păzește pe Israel, nu dorme. El să păzească copiii ăștia în permanență. La noi sora Valeria Eremia a avut 10 copii și spunea odată, măi, spălam niște rufe, cum era la început, spălam niște rufe afară, într-un vas, și-l avem pe băiatul ăsta, Costică, care acum e în comitetul adunării, și cum eu spălam așa rufele, cum se spălau înainte, și deodată așa primesc un cuget, mă întorc înapoi. Băiatul meu, de vreo 2 ani de zile, căzuse cu capul în jos într-un vas mare cu apă, și m-a dat din picioare. L-am smurs și a rămas acolo. Cine a spus să se întoarcă înapoi? Că putea să spere mai departe, nu? Și spunea, măi, numai Dumnezeu m-a dat gândul ăsta. Cel care păzește pe Israel, nu doarme și nu dormitează. Fie dar ocrotirea Domnului peste ei, amin? Și apoi Domnul ne poate ocroti pretutindeni. În Deuteronom 32:10 spune că l-am găsit pe Iacov în pustiu și l-am păzit ca pe lumina a ochilor mei. Să aibă Domnul grijă de copiii ăștia și să-i păzească, amin? Mă uit la ceasă. De ce să-i păzească? În Ezra, capitolul 8, versetul 21, se punea de o mare călătorie. Și acolo scrie așa, acolo la râul Ahab a vestit un post de smerire. Cineva comenta versetul ăsta, spunea că robii au cerut un post de smerire. Robii, nu stăpâni. Că robii care erau smeriți mai aveau nevoie să smerească și ei. Ca Domnul să ne dăruiască o călătorie binecuvântată, ne-a fost rușine să cerem de la împăratul oaste de însoțire. Pentru că îi spusesem că Dumnezeu va fi cu noi. Ezra era mai expusit în vorbă ca noi, era cărturar. Se prezintă în fața împăratului, împăratul depistează că ceva nu e bun cu el. Și spune, împărate, dă-mi voie să mă duc în cetatea părinților mei acolo. Și capăt învoire, Ezra o vorbi de puterea lui Dumnezeu, o vorbi de minunile lui Dumnezeu, o vorbi de ce are Dumnezeu mai glorios. Și acum o spus, nu era rușine să-i cer o oastă de însoțire după ce am spus că Dumnezeu e cu noi. Dar au făcut un lucru. Am vestit un post de smerire ca Domnul să ne dea izbând în călătorie. Și când au plecat înspre Ierusalim, aveau valori mari cu ei. Și le spunea acolo, fiți cu ochii în patru la toți oamenii aceștia care au plecat. Înseamnă responsabilitate. Voi părinți, părinții acestor 3 copii, sunteți în călătorie și aveți niște valori extraordinare. Voi fiți cu ochii în patru. Dar vine versetul 31, spune, am ajuns la Ierusalim. Și acolo a mulțumit Domnul că ne-a păzit de loviturile vrășmașului. Vrășmașul vrea să lovească în copiii noștri, în familia noastră. Știi de ce? Că avem valori. N-am citit niciun anunț niciodată, nici o știre dată, că niște hoți o spartă o mașină de gunoi. O luat o gunoieră și o dat o mare lovitură. Ar fi fără minte. Ați citit undeva? Dar mașini blindate care duc bani și valori au mai fost jefuite, da? Știți de ce jefuiesc mașinile acelea? Că acolo sunt valori. La mașini, la tomberoare nu dă nimeni lovitura, da? Noi avem valori. De-aia vine diavolul tătuzeu la mine, la nevastă, la copiii mei, că noi avem valori înaintea lui Dumnezeu. Dar Ezra au spus, am făcut o rugăciune de mulțumire că ne-au păzit de loviturile vrășmașului. Să-i păzească și pe ei.
să ne păzească și pe noi. Amin? Un gând de binecuvântare. Lingviștii au spus că binecuvântarea înseamnă un cuvânt bine spus, bine rostit, o mulțire în bine în toate domeniile vieții. Psalmistul dă o definiție mai simplă. Psalmul 24, versetul 5. Aceluia Domnului dă binecuvântarea, starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Ce-i binecuvântarea? E o stare după voia lui Dumnezeu. Omul care se află în voia lui Dumnezeu, ăla e om binecuvântat. Că-i bogat sau sărac, că-i școlat sau analfabet, că-i bolnav sau e sănătos, că-i un vârf proeminent în societate sau un anonim, dacă ești în voia lui Dumnezeu, ești binecuvântat. Amin? Vorbind de binecuvântare, succint așa, pare spune în 2 Corinteni 4 cu 16 că noi avem omul de afară și omul de înăuntru. Eu mă rog ca Domnul lor să le dea binecuvântări materiale. Că omului de afară trebuie binecuvântări materiale. Care sunt binecuvântările? Sunt multe. Enumer câteva. Pâinea care ne-o dă Dumnezeu. Belșugul de care vorbea fratele Mihai în rugăciunea de deschidere este o binecuvântare de la Dumnezeu. Să le dea și lor. Amin? Eu întotdeauna spun că când se naște un copil pe lume, el nu vine să cerșească pâinea de la cineva. Nu, nu. El vine cu bucata lui de pâine. V-am mai povestit că după Revoluție am rămas cu amintirea aceasta. Un reporter lua un interviu la nevasta unui preot care avea 13 copii. Și a spus, Doamnă, ia să cotiți dumneavoastră 13 și cu 2, 15, 45 de porții de mâncare pe zi, nu vă pare mult? Și nevasta asta, preotă, o femeie cu minte, a spus, domnule reporter, dar la mine în casă, înainte de a mânca, spune rugăciunea Tatăl nostru. Și la noi în casă, de 45 de ori pe zi, se spune așa, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-mi-o nouă azi. Pâinea noastră e la Dumnezeu. Dar eu doresc ca belșugul acesta să-l dea Domnul și la familiile acestea. Amin? Binecuvântare, dacă vreți, în Exod 23 cu 25. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău, eu voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala. Sănătatea e o binecuvântare. Eu întotdeauna mă rog, Doamne, dă-le copiii la frați, la surori, dar dă-le copiii sănătoși. Nu știu de ce, n-am un răspuns. L-am întrebat pe Domnul, la noi în adunare sunt multe familii cu copii handicapați. Dăm vina pe Cernobâl, dăm vina pe nitrit, dăm vina pe orice. Și l-am întrebat pe Domnul, n-am primit răspuns. Am o vecină de-a mea care are un copil handicapat, are vreo 20 și ceva de ani. Și îi spunea nevestea mea așa, Zânica, l-aș da pe el și aș crește 10 copii sănătoși. Aș face schimbul ăsta, că nu mi-e greu, numai să nu-l văd cum se chinuiește. Mă rog Domnului lor să le dea sănătate. Asta e o binecuvântare pământească, să le dea Domnul. Binecuvântare și familia în care suntem. În Cartea Samuel, capitolul 7, versetul 29, David se roagă și spune, și acum binecuvintează casa robului tău, după cum ai făgăduit. Știi ce frumos e să ai o familie mare, să ai copii, e frumos? Mami de la Bibulării, frumos, ai copii mulți? Fratele Vasilie Moloci o fost la Ciumârna, într-o familie cu 18 copii. Și-a întrebat, măi frate, mai sunt aici familii cu copii mulți, așa? Și el a zis că nu mai sunt, mai este un vecin, are 18, dar restau puțini, câte 8, 9. E frumos cu copii mulți? Eu am fost la o căsătorie, Mirli era din 16 copii, Mireasa era din 17 copii, nu departe de zona dumneavoastră. Ei bine, anul ăsta am fost la binecuvântarea rodului lor. Undeva într-o altă adunare, departe de aici, la mii și zeci de mii de kilometri, în Australia. Și acolo era o adunărică și ne-a spus, am avut și noi alegeri, mai și cine a ieșit? Dar spune, dar cine poți să iasă, ăsta are 16, ăsta are 17. Cine poți să iasă la vot secret?
Și asta e o binecuvântare, măi fraților. E o binecuvântare. Să ne dea Domnul, nu? Psalmul 128, versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Copiii sunt o binecuvântare? Îi primiți așa? Eu despre problema copiilor am cercetat mult, că am fost întrebat. Și toate lucrările astea le-am așezat în două capitole. Unu, într-un capitol în care am dovezi și versete biblice să stau de vorbă cu oricare din voi. Dar alte întâmplări n-am versete biblice. Sunt în teren al unecos. În Matei 22:29, Domnul spune așa: vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea Lui. Sunt lucruri care nu le pot încadra în Scripturi, eu le pun în puterea lui Dumnezeu. Vă povestesc numai ceva. În luna august anul ăsta am fost la o nuntă în Ardeal. Dimineața a fost căsătoria, seara a fost evangelizarea, mirile și mireasa au venit și ei la evangelizare. A spus, măi, am să vă predic peste tot, măi. O spus, mire, hai te vrem mai repede, mergem la adunare, că o să fie frumos. Și a fost frumos. Când s-au gătit slujba, eu de la Simeria, acolo eram, trebuia să vin acasă. Să uită omul de ori, nu mai trebuie, tu n-ai farul la mașină. Și trebuia să vin tătă noapte, un pic eram năcăjit. Vine un frate, spune, stai liniștit, eu sunt electrician, am avut-o, am servis, trage la mine acasă, repede. Și în timp ce mi-a ridicat capota, cât era electrician să-mi schimbi becul. O veni mama lui și spune, frate Dragoș, cât băietul schimbă becul, poți să spun ceva? Spune, sor. Spune că eu am, nu știu cât mi-a spus ea, 12 copii. Dar într-o seară am avut un vis. O familie de aici, de la noi, din adunare, era cu un cărucior, cu un copil mic. S-a întâlnit cu mine și bărbatul meu a întins-o, spunea, e copilul ăsta, căruciorul. Dar eu i-am aruncat înapoi, el, tu, că eu am destui. Și m-am trezit. I-am spus la bărbatul meu și el îmi spune, Domnul să-i mai dea un copil. A doua zi mă întâlnesc cu fratele acela, îmi spune sora, și îi spun, măi, omule, uite cum te-am visat aseară. Și el face așa, n-am nicio vină, eu îmi doresc copiii, nevasta nici nu vrea să audă. Spune ei visul, că e responsabilă. Femeia s-a rămas înfricinată și înainte de a naște a mai avut un vis. Se făcea că din America, el nu a fost niciodată la mine, au venit două surori, una mai în vârstă, una mai tânără, și au spus, nu te supăra că mai crești un copil. Noi îți dăm haine și tot ce trebuie să-l crești până la 6 ani. Și nu o să cheltui nimic din a tău. Și spune, frate dragu, și înainte de a naște, au venit două surori din America, cele din vis. Le-am recunoscut. Și mi-au dus multe pachete cu haine. Au spus, aici ai hăinuțe de la un copilaj de o zi și până la 6 ani. Și mi-au dat și niște bani, mi-au spus, uite cu banii ăștia să cheltui, să nu cheltui nimic de la tine. Să spune, până la 6 ani n-am cheltuit un leu de la mine. Și când copilul avea 6 ani, a venit într-o seară la mine și mi-a spus, mama, îți mulțumesc că m-ai primit, că m-ai crescut, că m-ai iubit, dar eu vreau să plec la Domnul, că e cu mult mai bine. Și mă să-i spune, du-te, băi, știi cul, că îl împinge și îi spune, dimineața l-am găsit mort în pat. Și acum m-a întrebat pe sora, unde pune o întâmplare? Pune-o la puterea lui Dumnezeu. Și am multe din astea să vă spun. Vreau să vă spun că binecuvântări pământești înseamnă pâine, înseamnă sănătate și o familie binecuvântată. Să le dea lor. Amin? Și nouă. Și pentru că suntem duhovnicești, că avem un om din lăuntru, avem nevoie și acolo de binecuvântări. Pavel vine în Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos Iisus. Care sunt binecuvântările duhovnicești? Să le dea și lor, nu? Versetul 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți. M-a ales Domnul pe mine. S-a uitat așa în bosanci și a spus, pe ăsta îl mântuiesc. Și pe lângă mine o alță nu. De ce m-a ales pe mine? O cântare veche spune, ce ai găsit? Ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit? Eu zic că a fost binecuvântarea Domnului. Să scrie și numele lor în cartea vieții. La copilașii ăștia și să nu se șteargă nici de cum. Să-l păstreze Domnul scris acolo. Și să ne păstreze Domnul scris și pe noi toți în cartea vieții. Amin?
Alegerea e binecuvântare. Versetul 6, lucrările harului. Și nu intru în detalii, îți binecuvântări. Versetul 13, darurile Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, e o binecuvântare duhovnicească. Să le-o dea nouă și să le-o dea și lor. Amin? Închei predica, fraților. Mai am multe lucruri să vă spun. Rămân la aceste gânduri. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să binecuvinteze acești copilași, aceste mame, tații și pe noi toți. Amin.